Hei, Neața, stai, vino. Ce vrei? Păi ce nu, dar stai puțin. Păi nu, dar stai, dar uite, am făcut cafea, am pus mai multă. Nu vrei și tu una? Nu, dar nu vreau să se înțeleagă, iar sunt camere pe aici și să se înțeleagă că... Ce și așa am avut, nu, dar am avut discuția și cu Nicoleta legat de jacuzzi. Așa, de... hai că te arăt cu asta. Ai grijă să nu mai. Mai, ți-e frică de Nico? Sau ce? Nu, Doamne, fiu să fie frică, dar de respect, așa. Hai zi, îți pun cafea. Eu nu beau cafele, dar uite, cu tine pot să fac și așa ceva. Poți să spun lapte dacă vrei sau... Spune cu lapte. Stai să opresc ăsta. Nu e ăsta. Stai să-l pui. Așa. Ce faci, pungi? Stai, ce faci, mănânci? De ce râzi? Vreau să facem aici. La, stai aici tu și mă mută pe partea. Băi, și are ce lești pisica. Bă, stai mă acolo. Hai mă. Stai acolo. Sau acolo, unde vrei tu. Este un ordin sau? Da. Și tu l-ai executat în convins. Ce? Ce? Hai să te trec cu Nico. De ce ți-e frică de ea sau de ce... Cum? Auzi, ochii mei sunt aici, nu ai... Nu, dar nu uite, uite la ăsta, nu știam ce scrie, love, acum am lăsat. Da, scrie love. Da. Apropo de love. Yes. Ce intenție ai tu cu Nico? Căsătorie, ceva? Ei, prea devreme să vorbim așa ceva. Fată frumoasă, mă înțeleg bine cu ea? Frumusețea nu e totul, se duce mai târziu. Asta zic, fată frumoasă, virgulă, mă înțeleg bine cu ea, asa. Virgulă... Asa. Mai departe, ce să-ți mai zic? Poți spune-mi la asta? Nu, că nu mănânc după nimeni. Știam eu de ce te întreb. Dar de ce vrei să știi despre asta? Că n-am ce face astăzi. A, da? Doar atât? Atunci nu o să-ți mai răspund dacă nu e atât de interesant subiectul. Tu nu trebuie să te simți oarecum castrat, masculinitatea ta să fie castrată de... Nu, Doamne ferește. Băi... Nu, dar am avut un subiect de dimineață, ți-am spus cu ea, legat de jacuzzi, noi doi când am stat. Și mi-a făcut capotul de dimineață. Și acum, dacă ne nimerim iar aici, să nu se înțeleagă greșit, ai înțeles? Din cauza asta. Stai, mică, când am ce să fac, nu mă... Nu e ca și când ne-am întâlnit noi doi separat. Ierte! Măi, o să-ți scol lănțicul ăsta dacă te tot uiți. Scoate și pune-l pe masă ca să mă mai la el. Bine. Să vedem dacă mai faci asta. Sfug ochii, ăia albaștri, verzi. Verzi albaștri. Așa, bun, acum când vorbesc cu tine, o să nu-i doar aici. Nu, e lipsă de bun simț, îți dai seama dacă eu... Bun, zi, mă uit în ochii tăi. Nu mai știu ce trebuie să zic. Nu mai știu? Te-am intimidat? Mhm. Pentru ochii ăia verzi. Nu. Vino cu ăla, nu știam ce aici, asta e inel sau ce? Aaa, acum ați găsit așa. Dar și pe ăsta. Nu vrei să-mi dau jos și bluza? Glumesc, nu. Nu mi-aș da. Altceva ce nu mai dau jos? Atât. Atât. Nu, nu mi-alegi? Direct cafea? Nu, uite cu cafeaua. Nu zici direct cafea, nu mi-alegi? Mm-hmm. Taie greața dimineața. Da. Tu ai de gând cu ceva pe aici prin casă? Nu. Nu? Dacă eram eu liber, poate spune. Glumesc. Ia vrei? A, păi și dacă mușcam acolo și intra Nico. Nu se interpreta ea? Bravo. Bravo. Vezi că ți-a rămas așa. Yes. Să nu crezi că încerca să te ating. Nu, las. Da. Te rușinezi, domnule mine? Puțin așa, nu? Mai pot. Aoleu, ți le pui alea acolo să am atenția în altă parte? Da. Și ți-e spațiu. Să te privesc acolo, la lănțic. Măi, tu vezi ce zi? Păi la lănțic. Dacă spui lanțul acolo, la lănțic, nu? Da, privește-mă la lănțic. Love, love. Ah, mor mi-l bag, dar nu știu când cap. Să te ajut eu.
Încearcă să-l pui... Mamă, păi poți? Vezi de păr? Nu? Da. Gata? Iu, stai mă, că mă strici. Păi ia ridică tu părul cel mai bine. Ia ăsta, ca să... Bună! Haide, acum îi țin tu, că se nimerește să... Scuzați-mă că vă deranjez. Dar nu, nicio scuză. Uite, eu mi-am făcut un sandwich, i-am servit cu o cafea, dar nu știa că nu beau. Deci, nu este frumos. N-ai atenționat-o când vei cafea? Săraca a făcut două cafele când am intrat aici și mi-a zis așa o cafea, am zis că nu beau. Dar de ce zici, mă, săraca? Săraca, se înțelege. A vrut să fie dulce. Dar de ce te-ai spus? Că nu înțeleg. Poți să înțeleg că de oameni poți să stai rău. Dar nu m-am scuzat. Mi-ai zis tu, nu știe, ea nu știa că nu bei cafea și a zis că nu știa. Nu, mi s-a părut că ai început iar să-mi dai explicații, fără să păi mai terorizat de dimineață, crezi eu că acum am devenit... Cred că și dacă ajut pe o babă pe stradă să treacă în strada și mă vezi cu ea de braț, să nu cumva să înțelegi aceea. Să fie geloasă pe o babă, nu? Da. Pe aici. Mă compară și cu babele acum. Ți-ai zis că parții mai e acum cu betonul mai bătrânică. Ce nu? Nu, nimic, observam. Ce nu observai? Niște chestii. Ce nu observai? Păi, lasă fazele astea de interesant și așa, de eu nu știu, dorm pe mine și bla bla bla, da? Dar tu! Ai impresia că eu dorm pe mine. Nu, cum, Doamne, arată să dorm? Se vede că ești trează, ești în picioare. A, și mă, ești la mișto, nu? Ești la mișto. Nu, bă, tu nu completa, te rog frumos. Că păi ești, asta faci! Tu asta... ești ochiul de aici. Asta da. Faci. Ce mai asta mi-a faci. El mi-a zis să rămân. Cea? Dar bine, lasă că eu n-am treabă cu tine, Livia, eu cu el. Nu există, nu i-am zis eu să rămână. Ea m-a oprit la ușă de acum, m-a tras. Vino cu acele, ești bărbat. Și ce deranjat ai fost. Nu, vreau să-mi fac un sandwich și acum trebuie să aștept să iasă ea din bucătărie ca să-mi fac un sandwich? Păi, dar nu ți-am spus că de ce îți faci un sandwich? Adică nu ți-am zis ce te scuși, de ce ai impresia că nu. Eu îți spun păi, referitor la avut, ce spui tu? Am avut o ceată noi de dimineață și am zis așa? Să crezi altceva iară. Dar ți-am zis eu ceva? Da, ai venit bună, deci nu vreau să vă deranjez, stați liniștiți, ce înseamnă asta? E normal că te-a deranjat. Cum? Încercai să faci ceva când am intrat eu și ai zis, nu stai... Nu, și-a scos... Da. Dacă nu intram, nu să mai... Asta, uite, dar de ce pui mâna pe ea? Nu ți-arăt... Nu, n-am pus. Văd, dar văd, nu trebuie să pui mâna, că văd. Nu sunt chiar răsat, vin, am 80 de ani, încă văd, mă ține vederea. Lovea și l-a scos, și nu putea să și-l pună. Și a zis, de să ajut eu. Și de ce te-ai oprit când am intrat eu? Să nu înțelegi iar altceva greșit și am zis, ia-l tu și pune-ți-l. A, sunt și absurd acum, nu pot să înțeleg interacțiunea. Păi uite, din moment ce mi-ai zis, nu? Ce făceai tu cu ea acum? Păi puneai mâna pe ea. Nu puneam, era un colier. Croșeta. Era un colier. Iar, mă lași 2000 de zvorbe să vorbesc. A, nu începe cu asta pe mine, nu vreau să stai să te cesc cu săraca fată. Dar nu mă cer cu nimeni, te rog frumos. Că uite așa, mă văd așa drăgălașă. Hai, te rog, e frumos. Să nu te cesc cu ea, da? Hai, ia, ieși. Bine, las. Încă mai mi-e foame. Hai te rog că strâng eu, lasă, mănânci după aia. Nu, să te pupe frunte. Nu vreau să mă pupe nimic. Du-te de aici. Hai te rog eu frumos, fără ceartă și fără de-astea. Tu fii tare, nu vreau să, da? Uh-huh. Tare că ea e puțin cam dură. Am alta vii. Păi tu ești sănătos la cap. Cum a fost? Ce, nu a fost pe mine? Dar stai un pic că vreau să credă că mă iau de mine, că s-a uitat din sufragere. Adică, Bolivia, știi care e treaba? Eu ți-am spus ție să termin cu gesturile astea, pentru că știi că eu sunt cu Tavi, da? Nu e frumos. Bă, și dacă vine la tine, respinge-l, frate, îmi pui mie, zic, black, come on, de aici că ai gagică. Ai înțeles care e treaba? Pentru că nu este frumos, este lipsă de respect față de mine și nu vrei să mă enervezi, crede-mă. Că dacă sunt eu liniștită și așa, nu înseamnă că nu mă deranjează sau nu știu ce. Ai înțeles ce spun? Da! Ai înțeles, nu? Bine, dacă mai faci faze de-astea și așa, e până la noi îmi bat picioarele, ia-te și ia-l și spală-te cu el pe cap, oricum. Da, mă, Nico, la câte spume face și nu știu ce, să te speli cu el pe cap, să-ți facă și ție. Da, ai interpretat greșit. Nu am interpretat nimic greșit, am văzut gesturile voastre și ți-am spus că nu este ok. Da? Eu ți-am spus ca să știi cum stăm, că dacă vrei să ne luăm pe aici la păreală și așa, eu nu prea sunt genul, că nu stau să mă pări. Dar ți-am spus, te las cu el, luați-l și faceți ce vreți voi.